Da. Bună ziua, Curaj TV, cei mai bune televiziuni și liberi democrați care promovează dreptul omului în Republica Moldova. Hai, lasă laudele. Eu spun și ies că am fost la toate televiziunile, nu le dau nume, și TV8, și Pro TV, e Radio Europa Liberă. Nimeni nu vrea să facă nicăși să mă audieze. Vreau să arăt că, pentru că ziceți calomniez polițistul Lozovan, amant fostii soții, ea că omul mă amendează pe 19 martie 2018, 2 ani și jumătate. Mă amendează, ceartă cu vecinii, pe 27 februarie, mă amendează pe 19 martie, îți 2 ani jumătate, termenul fiind de 1 an de zile. Special nu am contestat-o nicăieri, să-i dovedesc că el face la comandă Ciurescu, face tot la comandă. Nu-i amendă nicăiuri, nici executor nici, înțelegi dumneavoastră? Poftim și faceți. Cum nu-i amendă nicăiuri? Nu este nicăiuri, nici executor. Dar păi proces verbal e înregistrat, are număr, ăsta e document de stat. Eu acum l-am dovadă și faci polițistul Lozovan, înțelegi? Dar cum ai obținut documentul ăsta? Îl am la mine, cum am amendat. De unde l-ai? Ți-l o dat? Din 19 martie 2018 s-a amendat. Ți-l o dat? Mi-l o dat și polițistul. Originalul Lozovan a rămas la el, ne-a tai copia. Da. Așa că acum asta e dovadă că toate amenzele, 20 de amenzi, 50.000 de lei, sunt ilegali la comandă. Cum sunt ilegali? Cum demonstrezi? Și demonstrezi cu asta? Mergem mai departe. Cu documentul ăsta și demonstrezi? Mergem mai departe și... Și demonstrezi cu asta că e ilegal? Că polițistul Lozovan pune amenzele oamenilor la comandă care nici nu se execută. Deci cum demonstrează asta că e la comandă? Cum e termenul de expirat dacă ți l-au dat atunci în 2018? Mi l-au dat atunci termenul fiind de 1 an de zile, nici un executor, nici contestat, special n-am contestat-o. Eu să arăt că face la comandă. Asta e polițist care face amenzi la comandă. Eu întreb care e proba că e făcut la comandă? Care e dovada? Care e proba că e făcut la comandă? Dacă proba că e făcut la comandă vine amăia deodată, am câștig de cauză la judecătoarea Constituției. Da, păi zici că n-ai contestat-o. Nu, dar pe asta e amendă până începe amendele astea 20, domnule. 19 martie 2018. Mai departe s-au început toate 20 la comandă. Acum am aici și amendă pusă care nici nu este suma, au zis dumneavoastră și spun eu. Am câștig. Cum nu este suma, că acolo scrie 17 unități convenționale? Aici da, piața da, mergea mușul, eu am 20 aici, le-am 20 și le arăt câteată la cameră. Am câștig de cauză la judecătoarea Costiuc, unde dă mărturii martorul Giurgiu. Dar Costiuc nu era judecătoare de instrucție? Acum e proces verbal de contravenție la Cicana. Și ai examinat și de este o examinat cauza mea, am anunțit, o examinat-o o lună de zile, de asta, de pe 3 iunie până pe 3 iulie, de ziua mea, taman, ziua mea când am... Lasă ziua de naștere, da. Lasă povești. Judecătoarea Costiuc o lună de zile examinează cauza, îmi dă câștig de cauză, polițistul Josan Gheorghe, fost polițist Ciorescu, este amenințat cu moartea și Giurgiu Elena, care acum mai departe cine nu vor să vină în ședințele de judecat. Cine l-a amenințat cu moartea? Lozovan, am fost amenințat. De unde știi că l-a amenințat? Am fost amenințat în judecătorie Ciocana. A te-a amenințat prima ta ori pe așa l-a fost polițist? Fost polițist și Giurgiu Elena, de acum nu mai vor să vină martori în ședințele de judecate. Ce anunț aici? Greva foamei? Au mai declarat la judecătorul Papuha, la Cecana, că sunt amant și așa mai departe. Înțelegi? Eu acum, bun, am câștig de cauză, mergem mai departe, toate două... Da, dar nu-i decizie definitivă, o să ajungă la curtea de apel și poate că... Este definitivă, irrevocabil, nu, 3 iulie, de acum... Și nu a contestat-o nimeni? Nu a contestat-o Lozovan, ce ești interesat? Te-ai interesat la curtea de apel? Da, e termenul 30 de zile, ce ești înseamnă că este că rămâne definitivă, am înțeles. Și polițistul Lozovan recunoaște că el pune amenzi la comandă, una, două și așa mai departe. Recunoaște, mă îndoiesc că recunoaște polițistul Lozovan așa ceva. O să recunoaște, vine timpul când recunoaște. A, păi, vine timpul o să recunoască, dar nu zic că recunoaște, înseamnă că spui minciuni. Da. Nu spun minciuni, o să recunoască. Că zici că o să recunoască, dar una e că o să recunoască poate și alta e că recunoaște, nu? O să recunoască. Mai înțelegem și noi cuvinte. Timpul lui îi se recunoaște. Se culeocul lui Dodon din 13. Da. Știți că Andrii s-a găinat clar cu Dodonarii.
I-am spus că sunt ei și cetățenia, sunt ei tot. Poftim, vă rog frumos, filmați. Dar de ce vrei să iei cetățenie? Ca să nu răspunzi în fața legii. Alexandru Palamari, Palamari, pe 20, luna 2-a 2020. Aplicată amendă, fără sumă, vă rog frumos, filmați, fără sumă. Este numită ședință de judecată la judecătoarea Alina Gorceac. Este numită ședință de judecată fără de amendă, fără de amendă. Uite, omule, articolul tare care se examinează la judecătorie. Poftim. Da. El propune, sunt anumite pedepse, de exemplu, cu arest, care le decide instanța de judecată, nu polițistul. Deci, nu te-a amendat pentru că riști amendă sau lucru în folos societății. Trebuie, trebuie să decide instanța. Trebuie să decide instanța. Mai departe, mai am amendă, că aici sunt 20 de amendă, 50.000 de lei. Da, și o parte le-ai anulat până acum, altele se examinează. Nu, numai una e anulată și eu recuz judecătorii. Mandat, eu am spirit. Recut și vreau să mă adresez, i-am depus cerere de acum președintelui judecătoriei Ghenadi Pavliuc să iei măsuri la volantă, la ședință, la planior că luni fac ei, că papucul a zis, noi știm și urmărești tu. Eu recut și nu-mi credințez tuturor judecătorilor Cecana și din cauza că în Ciorescu este vorba și sunteți invitați de mai mulți oameni din Ciorescu care o să le dau acum nume și străzi și așa mai departe. Este o bandă criminală care... Nu vă dea în judecată banda aceea criminală pentru calomnie. Lasă să mă dea că nu am și pierde. Eu luat o casă, trebuie să prezint probe, n-ai și pierde. Asta nu discutește de răspunde. Domnule Brega, este o bandă... Ai de pierdut libertatea, te bagă la pușcărie. Libertatea costă cel mai scump, dar nu răspunde cuvintele mele de ce că a fost filmat de ProTV și arestat de mascați actualul primar. Pentru fur de telefoane mobile și un lănțășor de aur, așa se spune. Și actualul primarul a fost reales în așa condiții? Și acum primarul din nou reales. Asta în trecut a fost treaba asta, până a fi primar. Am înțeles. Dar Lozovan era polițist și vreau să spun judecătorul că nu-l încredințez la toți judecătorii Cecana din cauza că acum banda asta criminală organizată care urmărește să ni se pui amendă pe a doua casă, să fiu deposedat total de avere pentru că borghez, el se ocupă cu deposedarea oamenilor de avere. Balan Elena, a fost Sandu, eu nu borghez de vânt, a fost Sandu, am filmat Armana Băbuță de 1,50 m în cârjă, sui pe lejancă de 2 metri, înțelegi? Care i s-a luat pământul, casa, i s-a luat pământul, casa. Mai departe, Gojan Sofia are dosare penale cu primarul, duce, înregistrează... Și legătură au ei cu nefericirea ma tale? Că și pomenește oamenii ăștia că au dosare penale. Nu. Asta e o și bandă criminală cu... care s-o ocupă cu bandă. Lasă-mă, te rog, povești. Posedare de avere. Catea Goian. Te-ai certat cu nevasta după aceea cu... Nu. Bun, deși să nu vrea să ni se dea saraiul de bomș prin aplicarea amenzilor, vor să ni se iei și casa asta. Dumneata n-ai fost? A fost Sandu și am filmat la Ciorescu, condițiile mele de trai și așa mai da, departe. Da, văd și era ghezmuit și cu chef de vorbă. Nu, atunci, a fost ziua independenței Americii. Da, și trebuie să te stâmbiezi de ziua independenței Americii. Și ziua mea. Și vrei să te mai creadă lumea. Mai departe, nu. Mai departe scrie în carte. Eu nu scriu când șechi să calomniez oamenii din sat. Nu, oamenii ăștia care...